Pentru că e mult mai ușor. Da, avem de făcut două exerciții de acolo. 28. Hai să arăt, domnul. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Așa. 36. 37. 38. 39. 40. Terminat. 41. 42. 43. 44. 45. 45. Și acum să scriu așa. 50. 50. 49. 48, 47, 46 și atâta. Sunt toate. De la 45, 46, 47, 48, 49, 50. Să vedeți ce am făcut așa. Copii, o primă pereche ar fi între 1 și 50. Și deci prima pereche care o vedem este 1 și 50. Perechea asta conduce la suma 1 plus 50 egal cu 51. Doamne, să scrieți și voi. Scrieți. Da? Scrieți așa. Apoi, perechea următoare, 2 și 49, ne va conduce la suma 2 plus 49. Adică 51. Tot 51. Ceea ce e suma. 3. Și pentru că sunt plus 48. Da? 3 plus 48 înseamnă cine? 3 plus 48 și face 51. 4 plus 4 și 47. Oh, nu cred că facem. 4 plus 47. Da, adică tot 51. 51. 51. Care va fi ultima pereche? Întrebarea este, care va fi ultima pereche? Din cele că te-ai spus, Daria, din cele 25, care e ultima pereche care să mă conducă să dea tot 51? Tot 51? Da. Păi, să vedem. 51? Ultima? Da. Care e ultima pereche? Că mai întâi ai spus că sunt atâtea, că nu știu ce, nu știu cum, dar băi, și că nu le putem scrie pe toate, că n-aveți voi răbdare. 26 plus 20 și... mai tare, mai tare. 26 și 25. Deci 26, 25, pentru că aici merge 1, 2, 3, 4 până la 25. Iar aici de la 50 a scăzut înapoi câte 1 și ultima pereche 25 și 26. Păi, da, și păi, câte ori repetă moare asta? De 50 împărțit la 2 pentru că ne se iau câte ori și vrem de fiecare dată. Și ne dă de 25. Le-am și numărat, și Daria. Daria, mai încet. Da, Daria, Daria, vreau să înțelegi un lucru. Că această idee foarte rapidă care ai spus-o tu părțit la 2 nu era înțeleasă. Cum să te faci? Păi, dar de ce nu era înțeleasă? Păi, Daria. Păi, să spun de ce. Că dacă făceam numai atâta operația asta, 50 împărțit la 2 egal cu 25, sunt 25 de perechi, ce-i comunicai tu ăluia care îți corectează? Că sunt nimic, 50 nimic, nimic, nimic. Eu corector nu înțeleg nimic. Tu înțelegi? Vrei să mă înțelegi? Eu insist pe chestia asta, dar te rog să te disciplinezi. Nu poți să redactezi o 25, 50 împărțit la 2 și fac 25 și poate să-i termina problema. Și scrii perechi și e suficient. 25 perechi. Atâta spuneai, 25 perechi, da? 25 perechi, după care spuneai suma 50 plus 1 egal cu 51. Că ți era și suma, ți era și suma, da? 51. Era un mesaj foarte slab. Foarte slab. Corectorul nu înțelegea deloc cum ai gândit tu acolo. Deci pe mine mă interesează foarte tare, dragilor, să vă disciplinez, să înțelegeți că este esențial un lucru pe care îl știi să-l poți redacta, să-l poți spune prin scris, prin relații, prin tot ce faci acolo, ca să poată să înțeleagă profesorul.
Dacă nu? Dacă nu te trezești ce am făcut, mi-a dat bine, e corect, dar nu e nimic de luat în seamă. Da? Tu trebuie să-l convingi că ai gândit frumos, corect, disciplinat. Iată, la întrebarea, să le scrii pe toate? Da, a meritat. De ce? Pentru că omul vede aici, cum l-am așezat eu, 1 cu 50, 2 cu 49, da? 1 și 50 se află, 2 și 49 se află, 3 și 46, 48 se află. Că nu am început să descriu sub forma asta de perechi, da? Și am întrebat, aici a fost esențial, unde ne oprim? Unde ne oprim? Ați văzut că ați bâlbuit-o un pic. Dar dacă spuneam deodată, e numerele, eu v-am ajutat când a zis 1 cu 50, 2 cu 49, 3, că am văzut aici cum crește ăsta, se duce până la 25. Da. Și cum scade ăsta? Trebuie ultimul care poate... Care numără cele 25 de perechi. Deci 1, 2, 3, 4, 25, mi-a numărat toate perechile. 25 plus cât de 51? Exact. Așa, da. Suma perechilor, asta vă cerea copiii, Daria, suma perechilor 51. De fiecare dată suma perechilor e 51, asta cerea, suma perechilor, nu suma gaură. Asta era esențial. Asta era esențial. Și tu mă grăbeai exact. să nu scriu ce era esențial. Exact. Nu te mai impune câtă vreme nu urmărești denunțul corect. Corect. Interesa acolo. Da? Corect. Învățăm de la o zi la alta. Că trebuie să ne disciplinăm. O idee care o avem, dacă nu știm să o îmbrăcăm cum trebuie și să o așezăm, este prea făcută. Nu ți-o ia nimeni în seamă. Bun. Dragilor, ce am putut de aici înțelege? Care a fost ideea de aici? Că ei sunt foarte interesante, frumoase, niciodată nu o să găsești un exercițiu care se semne cu celălaltul. Da. De aceea frumusețea și de aceea noi să comentăm cât putem de larg și să înțelegem în profunzime exercițiul. Așa cum se spune în mesajele mele. Voi nu citiți mesaje, n-ați avut timp să le citiți. Dar mesajele spun tocmai asta. Prof. Online se deosebește de tot ce se întâmplă în școala românească prin faptul că se duce la rădăcină cu explicația. Exact. Da? Deci fac lucrurile să fie înțelese acolo jos, unde uneori pășim cu foarte multă viteză și foarte mult superficial suntem acolo unde nu trebuie. Iar eu insist, așa am multă experiență în direcția asta, când m-am întors la Națională și luam sub locul 2 pe țară la matematică și le-am spus că la admitere nu vor lua admiterea, s-au șocat, m-au întrebat copiii mei, fiică mea și cu generică, când m-am întors la Națională și am spus, acum ca să luăm admiterea trebuie să ne apucăm de treabă. Cum să ne apucăm de treabă? Că noi am luat olimpiada, suntem acolo la nivelul acel, cum mai spune problema să lucrăm pentru admitere? Da. Te rog, stați o foaie de hârtie și ne apucăm să facem o problemă de admitere. Vedeți să nu faceți. Nu se poate. Nu se poate. Și când ne-am arătat, se speria și a zis, gata, ne apucăm de treabă. Cum spui tu? Deci, vedeți, eu am putut să modelez copiii, pentru că n-au ieșit din ceea ce am spus eu. Că aveam atâta experiență, știu ce trebuie făcut. Ai înțeles, Daria? Da. Da? Foarte tare. Deci nu-ți vine să crezi. Ai luat olimpiadă în locul 2 pe țară și nu-i poți lua admiterea. Și nu-i admiterea, corect. Era un nebunism. Nu știu, era absurd. Părea că este o chestie... A spus mult, domn profesor, dar v-a și explicat frumos. Da? Așa trebuia să scrii și tu toate sumele. Toate. Zici 2 și 49. Da. N-ai mai vrut să mai scrii pentru că... 2 și 49 până la 25, 26. Da. Și da. Suma lor vitii pe dată 51. Te rog. Și în dreptul lor. N-ai scris ceva. Drept. Sigur că da. Păi e cea mai importantă. Nu le plictisim și facem exact așa cum face domnul profesor. Am făcut trasul. Gata. Da. Dar nu 51 aici. A, le-ai scris tu. Egal 51. Era frumos fiind pe vechi, a făcut. Așa, e ca cum domnul. Mă, tare, băi. Nu vreți să luați așa ce să spun eu. Că problema voastră. Deci cum scrii domnul profesor pe tablă, încercați să scrie și voi vă ajută pe viitor, nu vă dați seama. Nu care zice mai repede ne interesează. Nu care zice... faceți așa cum faceți domnul profesor. Nu competiția... Vă pregătești pentru viață, credem. Am mai povestit... Daria, când e momentul acela și ești întrebată, cum să facem mai și tu ai ideea și ai venit și să explici așa, țiplă, și să faci cu liniște, știi cum?
toți ceilalți te admiră nemaipomenit în momentul acela. Exact. Dar când ai o idee așa înfiripată și o spun eu, spun eu, nu e așa. Nici nu-i interesant. Tu nu mi-a fi cineva. Da. Benic, chiar eram la 3, domn profesor, eram la 3, Benic acum. Benic, da? Da. Calculat suma primelor 60 de numere naturale, nenule. Deci calculați suma celor 60 de numere naturale, nenule. Dacă știți ce înseamnă nenule? Da, adică diferențe de 0. Care nu sunt 0. Bravo. Suma celor 60 numere naturale nenule. Primelor 60 de numere. Calculați suma primelor 60 de adică numere naturale. Adică până la 61. Adică de la 1 la primelor. Era. Primelor 60 de da, numere. Da, nu celor, primelor. Primelor, e. Da. Suma? Primelor, domnule. Adică de la 1 până la 60. Așa. Adică 1 plus 2 da, plus 3. Scrie. Nu trebuie să lucrează. Până la 60? Da. Să putem lucra. A, să le scriem pe toate? Nu cred acum. Le mai scriem, domnul profesor? Da, sigur că da. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus puncte. Așa. Ia uitați-vă cum scrie, domnul profesor. Îți scriu pe 60. Îți scriu pe cel din fața lui 60. Care este 59. Mai scrieți unul. Plus 58. Și plus 54. 56, da? 57. Uite, măcar atâta scrieți, hai. Că dacă am scris 4, ai scris 4 nu, și lasă. Dar și nu 60 din asta. Nu 60 oare? Eu știu câte ori fi. Da, haideți să vedem. De la 1 până la 4. De la 1 până la 4 câte sunt? 4. De la 1 până la 3 câte sunt? 3. De la 1 până la 59? 59. Și de la 1 până la 60 sunt 60. Mă gândeam că 61 că nu l-am plus. Am înțeles. De aceea am insistat eu. Dacă era de la 0. Da. Dacă era la 0 până la... Făceam 61. Da? Atunci făceam 61 de numere. Dar așa, de la 1 până la 60 sunt 60. Sigur, de acum, virtutea punctului A, exact. În virtutea punctului A, apropo de perechi, câte perechi sunt? Câte perechi sunt aici? Care e suma lor? Și suma lor e 61. Ne-a pregătit autorul. 30. Deci autorul ne-a pregătit, măi, că el a zis așa, cum să le spun eu de suma lui Gauss la clasa a patra? Nu. Adaptează exercițiul la nivelul nostru. Da? Ci pare așa de ciudat, sume Gauss, facem în clasa a patra, nu știu ce, nu. Coboară la nivelul acela prin formulare și a spus, câte perechi faceți? Păi 30. 30 de perechi. 30 de perechi. De ce? Că am făcut experiența asta cu cele 50 de lume. Nu și la suma perechilor? Pentru suma 60 perechilor. 61. Da. Deci fiecare face perechi. 60 plus 1. Da? Deci bine, 59. Iată cum desenăm. Facem așa. Daria. Da. Deci 1 și cu 60, 61. Ok. Da? Care înseamnă ce de 1 plus 60. Am făcut la tare. Apoi, 2 și cu 59, că 2 plus 59 egal mi-a luat. Da? Cu 61. 3 cu 58. Da? 3 cu 58 care face 61. Și acum se subînțelege făcând arcurile acestea exact. Arcile acelea făcându-le. Se înțelege că noi luăm câte două cifre. Și acum înțelegem câte astfel de perechi. Da, deci, noi luăm câte două. Deci, și scrim și chestia asta. 1, 1 cu 60. A, eu am scris așa. Deci, 1 plus 60 aici, da? Merge așa, 1 plus 60. Nu, adică 60, am scris în paranteză, adică 61. Am făcut acolada, da. 2 plus 59 egal cu 61. 3 cu 58 egal cu 61. Și așa mai departe. Până la? Până la, exact. Oh my gosh, până la... Ultima.
30. Așa. 30 și 31. 30 plus 31. Da? 30 plus 31. Fac 61. Da? Uite, 1, 2, 3, 30. Și clar că le-am numărat pe cele 30. Da, da. Și noi acum ne dăm seama că sunt 30 de perechi. Făcând 60 împărțit la 2, pentru că noi am luat câte două numere. Și ne va da 30. Cine va da 30. Și suma lor e 61. Suma toate? Primelor. Da, e 60. 60? Da. Păi numai două fac 61. Păi facem 60. Câte 2, 61. 61, 60. 61, 60. Pentru că sunt 60 de numere și acolo 60. Ori 30. Ori 30. Da, ori 30, pentru că noi luăm jumătatea. Sigur că sunt câte perechi. Că așa făceai 61 ori, ori 30, deci ori 30. Sunt 30 de perechi astea. Da? Deci am zis, suma este 30 ori 61. Și lăsați-le pe noi să facem. Normal. Măcar atâta. 93. 93? 1890. Nici la tine nu-i bine. Ba da. 130. Ia faceți. 30 ori 61. Păi am făcut 30 ori 61. Păi 30 ori 61. Stai. Ce făcai? Dar nu! Fac băbești! 1830! Băi, cum voi face, dar... Voi facem? Da, 1830! 1830! Ați văzut? Niciunul dintre voi n-a avut... Am făcut bine după! Am făcut bine după! A, bine, după ce am făcut bine, da! Puteți să reclamați! O secundă! Nu avem voie să greșim astfel de lucruri, da? Rostivare! Da! Oh my God! Am greșit la asta! Am făcut corect până la urmă. A, bine. Da. Dar, Daria, merită să fii tristă. Da? Deci, așa de simplu. Înseamnă că noi nu avem nicio corespondență în viața de toate zile. Am greșit la cel mai ușor exercițiu. Când zici 30 ori 61, cum să poți permis să spui că fac 90 ori? Cel mai simplu, vreau să trec 18. Da, atenție multă. Hai să mai vedem încă o dată. Din exercițiul ăsta, autorul face o chestie foarte frumoasă, ne pregătește la punctul A. A, corect. Când spune acolo, câte perechi puteți forma voi care să vă dai aceeași sumă? Și cât e suma lor, corect. Și cât e suma lor. Ne pregătește. Ca la punctul B, dacă ai putut să înțelegi punctul A și ai făcut, la punctul următor să se calculează suma celor primilor 60 de numere. Primul 60. Dar dacă vă dă 2000 și tot aștept. 2000 împărțit la 2, sunt 1000 și suma lor 2001. Da, dar dacă vă spun așa, atenție, 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 8. Ia, nu mai ziceți ușor. Asta chiar e. Plus 40 egal cu? Păi e din 2 în 2. E din 2 în 2, facem 40 împărțit. Câte perechi ori fi? Păi 40 împărțit la 2 împărțit la 2. Pentru că 40 împărțit la 2 pentru că e din 2 în 2. Și ne dă... Și apoi, și ne dă 20. Și apoi 20 împărțit la 2 ca să vedem câte perechi sunt. Și câte sunt? Și sunt 10 perechi și suma lor este 42. Suma lor este? 42. 42? Da. A suma unei perechi. Da, suma unei perechi. La suma totală? 40 ori 10, care ne face pe 400. Nu. Dar nu sunt 10 ceva. 40 ori 10. 40 plus 10. Cum nu zici acolo, mă? Stai, deci 40 ori 2. Nu. Nu, dacă 10 perechi. 10 ori 2, 20, 40. Păi dacă sunt 40 și... 40 ori 10. Păi 42. Pe 42, mă! Yes! Păi tu ai zis 40. 420, așa. A spus 40 ori 10. Dar câte perechi sunt? Sunt 10 perechi. 10 perechi. Pentru că 40 împărțit la 2, pentru că e din 2 în 2, care e 20. 20 apoi 20 împărțit la 10. Pentru ca să aflăm câte perechi sunt. Sunt 10 perechi și suma unui perechi e 42. Și faci 42. Dar nu trebuie să scrie. Nu! Daria, eu nu pot să cât. De ce?
ce este? Eu nu pot să cred că, uite, eu nu dar cred. Dar 10 perechi e foarte exact. Simplu zis. Eu nu cred că 10, domnul profesor. Nu cred. Da. Plus 40. Convinge-mă. 42. Păi am convins. 4 plus 38, da? Hai, ziceți voi. Voi am zis. Păi ziceți. Hai. La 6. 6 plus? 6 plus 36. 36. 8 plus 34. 10 plus 32. 32. Și 2. Și 3. Și 12 plus 30. Și am terminat. Da. Și care e ultima? 14 plus 28. Ce mai sunt? Ce mai sunt, dar nu mai scriu. 16 plus 26. Apoi 18 plus 24. Da. 20 plus 22. Și mai sunt? Da. Care? Nu. Nu, nu, nu. Care? 22. 22 plus 20. 20. 20. Mai sunt, nu? Și... nu. 24 plus... 24 plus 2. 2 plus 18. Da. Vezi? Mai sunt? Și am depășit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Păi nu poate să fie mai mare. 11. Nu poate să fie una mai mare de 20. Păi ce facem? Nu da, se poate, dar n-am luat de două ori. Am luat de două ori pe 20 de acum. Păi aici ne oprim. Am luat de două ori. Repetăm numerele, că e același lucru. Păi adunarea cu mutată. 20 plus 22. Asta-i, de-aia 10. Deci. Iată, concret, că sunt numai 10. Deci noi suntem foarte... Acum vă cred, domn profesor. Bun, haideți să... să facem... sinteza... probleme de olimpiadă. Oare, nu mai... nu spunem că sunt de olimpiadă. Nu, nu de olimpiadă. Sunt... sunt probleme. Probleme în care am da. Făcut următoare lucruri de lecție. Un... ordinea... efectuării operanților. Ordinea efectuării paranteselor. 2. Ordinea efectuării paranteselor. 3. Asta nu cred că e sumă gauz, cum o putem lua? Sumă gauz! Nu, nu, stai. Nu, nu, mi-e așa. Stai, ce, perechi de numere care dau aceeași sumă. Corect. Da? Perechi de numere. Consecutive. Perechi de numere consecutive. O numiți mai greu, așa. Nu contează. Cu stile. Nu, e verifică. Ce? Dau. Aceeași... sumă. Sumă. Perechi de numere consecutiv și dau aceeași sumă. 4. Teorema împărțirii cu rest. Cu rest. Am avut, și... da? Teorema împărțirii. Comutativitatea, societatea înmulțirii. Da. Comutativitatea înmulțirii. Comutativitatea și asociativitatea. Și ai scris-o. Și asociativitatea. Mă sunt ghidă. Hai să spunem. Și că împărțirea nu este, sublinează, împărțirea nu este asociativă. Se nu vrei să fii șomer, nu uita de like și share! Stai în mână! Împărțirea
tata, coboară în 2 minute. Nu, aia este. Da. Ce? Asociativă, da? Copii? Da. Deci, ce e asociativă? Împărțirea aduțul, împărțirea puiule. Te nu vrei să fii șomer, nu uita de la cișer. Așa să fie. La revedere! A, noapte bună, bun! La revedere! O să-ți